Salutare lume, welcome back to my channel. Știți deja care-i treaba, ne bem cafeaua, vorbim diferite subiecte. Astăzi nu o să vorbim de istoria criminală a nimănui, nu o să vorbim de niciun vichez, nu o să vorbim de niciun rapper care a murit sau care s-a născut sau care nu știu ce. Astăzi vom vorbi despre cele mai creepy poze care apar pe internetul românesc în ultima perioadă asta de o zi încoace. Și bă, hai să fim serios, sunt sigur că fiecare dintre voi ați văzut că majoritatea artiștilor, vloggerilor sau așa mai departe își postează o poză alb negru cu un smiley face din ăla gen și toată lumea m-a întrebat. Am primit 10 miliarde de mesaje la modul bă, Bacovea, explică-ne și nouă care-i treaba, că tu știi, că tu nu știu ce, că ți-ai pus și tu poză și că whatever. În primul rând, hai să vă explic cum a început totul. Ieri eram la DJ Scuze la studio, trăgeam niște muzică, am stat toată noaptea, am lucrat muzică, am făcut chestii, proiecte, whatever. M-am culcat undeva pe la 6-7 dimineața și m-am trezit la 11, tot dimineața. M-am dus, m-am spălat, whatever, ce fac oamenii când se trezesc, merg la baie, mi-am făcut cafeaua. Și eu între timp ce îmi beau cafeaua, de obicei intru pe social media, intru pe mail, intru pe mesaje să văd cine ce-a mai făcut, cine mi-a mai scris, whatever, știi? Și stând pe Instagram, dând scroll, ca orice om dependent de social media, la un moment dat am observat că toată lumea avea o poză alb-negru cu smiley face. Și am zis, bă, ce e asta? Adică dacă avea o persoană, ok, am înțeles. A două persoane, ok, înțeleg, poate s-au vorbit. Dar toate persoanele să aibă un smiley face de la mine din feed, am zis, bă, ce s-a întâmplat? Și prima impresie pe care mi-a dat-o, am crezut că a murit un artist foarte mare sau nu știu și e gen drept omagiu, se pune un smiley face din ăsta și... Dar am stat și m-am gândit, cine ar fi putut să moară, gen, ce artist ar fi putut să moară care avea emblema sau, nu știu, cu smiley face, știi? Și atunci am zis, bă, nu cred că a murit nimeni, cred că e un filtru de Instagram. Și m-am uitat, am intrat să mor dacă nu a făcut chestia asta, mi-a făcut o poză cu front camera, știi? Și căutam acolo să pun smiley face ăla și am crezut că e un filtru ceva și am zis, mamă, nu e nici filtru. Am zis, mamă, dacă nu e de Instagram, cred că e de TikTok sau de Snapchat sau nu știu, e alt filtru. Am intrat pe toate aplicațiile astea, credeți-mă, chiar am intrat pe toate aplicațiile astea și n-am găsit nimic și eram la modul, bă, ce-i toată nebunia asta? Așa că am făcut ce era de făcut. În ultima instanță, am pus mâna pe telefon și am început să sun persoane și să intre pe fiecare în parte ce chec se întâmplă cu toate pozele astea de smiley face, știi ce zic? Între timp, eu mai primeam mesaje de la alți oameni și telefoane, chiar mă sunam oameni și mă întrebau, bă, care-i treaba, deci pun toți smiley face-ul ăsta și eram la modul, bă, bro, nu știu nici eu, uite, încerc să aflu dacă cumva... Aflu ceva, o să vă spun, adică o să-ți spun, dar nu știu care-i treaba deocamdată și am dat telefoane și spre surprinderea mea, nu mi-a zis nimeni, bă, dar nimeni. Bă, frate, știți momentul ăla când trebuie să fiți loiali? Când trebuie să fiți loiali cuiva sau când trebuie să păstrați un secret sau când trebuie să păstrați o chestie și chiar o păstrați, genul de oameni care chiar nu poate să zică nimic, nimic, la modul nimic. Și am zis, ok, se pare că nu o să aflu niciodată care e toată treaba asta cu smiley face-ul și am stat și m-am gândit și am zis, bă, poate e o modă. Nu știu, e ceva ce a devenit viral dintr-o dată și toată lumea își pune și asta s-a și întâmplat, toată lumea își pune smiley face-ul ăla și fără motiv. Poza pe care am pus-o eu cu smiley face, adică asta, apropo, cine nu are pe Instagram, vă aștept cu un follow acolo, mi-a editat-o cineva și mi-a trimis-o, pentru că eu am pus la Caterinca înainte o altă poză la modul ăsta cu un set face, dar era la total Caterinca. Și când am primit varianta asta editată de la cineva, am zis, wow, e cool, hai să o pun și eu. Nu știu de ce, dar ca să vedeți cât de mult suntem influențați de social media și de ceea ce se întâmplă în jurul nostru și de oamenii din jurul nostru, am ales să o postez. Și am zis, bă, mi se pare cool, abia aștept să se afle care-i toată nebunia asta, cred că o să fie super tare când se află, că sunt foarte, foarte sigur care la mijloc o poveste. E cool ceea ce se întâmplă și mi se pare foarte tare faptul că lumea chiar ține secret toată nebunia asta, adică mă refer la cei care știu care-i treaba cu smiley face-ul ăsta. Sincer să fiu, și dacă știam care-i treaba cu smiley face-ul ăsta și trebuia să o țin secret, nu vă spuneam, pentru că unele secrete nu se spun, de aia se numesc secrete. Și da, bă, cam asta e, chiar nu știu care-i treaba cu smiley face-ul ăsta și m-ați întrebat foarte mult și am zis să-mi beau cafeaua în dimineața asta să fac un episod despre toată nebunia asta, nu am idee care-i treaba. Ce să zic, mai săpați, mai încercați și poate o să găsiți într-un final răspunsul și să-mi-l spuneți și mie pe Instagram dacă chiar îl aveți. Încă ceva, aș mai vrea să vorbesc pe scurt încă un subiect ca să nu vă țin foarte mult în această
această dimineață minunată. Deci vreau un pic să vorbesc despre piesa mea cu Osiris The Kid, colaborarea mea cu Osiris The Kid, videoclipul lui Osiris The Kid în colaborare cu mine, de fapt. Am văzut că au existat persoane, ceea ce era normal, care m-au judecat și pe mine pentru faptul că am ales să fac o colaborare cu un puștan de 13 ani. Foarte mulți mi-au zis, bă, Bacovia, dar de ce ai făcut o colaborare cu puștanul ăsta? Omul e la început, omul clar nu se ridică la standardele mele sau ale unui artist sau whatever. Poate unii aveți impresia că m-a plătit sau poate unii aveți impresia că, nu știu, mi-a oferit ceva, I don't know. Vreau să vă spun adevărul pentru că mi sunteți abonați, faceți parte din comunitatea asta pe care o cresc aici și pe care o am creat-o aici alături de voi. Mă simt așa puțin responsabil să vă explic unele chestii. În primul rând, eu când eram puștan și încercam să fac muzică, eram la mine acasă în Sfântul Gheorghe, trăgeam la o japiță de microfon, l-am tatuat și pe mâna aici și trăgeam într-una și nu au existat persoane care să mă ajute sau să-mi dea un sfat în legătură cu muzica și probabil de asta a durat foarte lung, a fost un proces foarte lung în viața mea de a evolua muzical vorbind, știți? Eu trecând prin toată nebunia asta, când văd artiști tineri și talentați sau care consider că au zeama lor, care consider că pot să facă mai multe, încerc să-i susțin. Nu înseamnă că îi susțin pe toți cu fituri sau cu nebunii, dar încerc să le dau sfaturi și încerc să fiu cât de cât puțin acolo implicat. Nu pot să-i susțin pe toți, e normal, pentru că acum ar intra o grămadă de puștani pe mine să-mi zică bă, ajută-mă sau nu știu ce, nu pot să vă ajut pe toți, însă Osiris The Kid mi-a atras atenția încă de la prima sesiune la studio când am lucrat cu el, pentru că a venit omul, face muzică de un an, de la 12 ani, acum are 13 ani, a venit omul și a făcut treaba la studio, a venit pe banii lui, a venit tocmai din Bacău, de la 5 ore distanță până la București și de fiecare dată a venit să-și tragă câte o piesă, câte două piese, deci a stat pe drum câte 8-9 ore ca să vină să tragă o oră sau o oră jumate la studio, să facă ceea ce îi place și mi s-a părut o voință din partea lui și am zis să-l ajut și am încercat să-i dau sfatul, să-i explic cum stă treaba ca să-l ajut să evolueze mai repede în muzică. Normal, puștanul are 13 ani, e normal ca lumea să-l critique, e normal ca lumea să mai dea câte un hate, e normal, asta se întâmplă la un artist mare, apoi la puștan de 13 ani care abia se apucă de cântat, mai ales atunci când văd că au susținere, oamenii sunt foarte invidioși. Dar să cânți la 13 ani cum cântă el, man, să fim serioși, omul chiar o dă bine acum, lăsând la o parte versurile pe care le are, pentru că da, e un puștan și poate că nu scrie cel mai bine, sau vocea pe care o are, pentru că da, e un copil și are vocea în plină dezvoltare, încă mai are, trebuie să ajungă la adolescență să se dezvolte vocea și tot așa și așa mai departe. Dar lăsând deoparte chestiile astea ce țin de vârstă, bro, uitați-vă cum cântă. Există vloggeri care cântă și nu nici măcar 1% din ceea ce cântă puștanul ăsta după un an de muzică, singur, ajutat numai probabil de mine și de câțiva oameni cu niște sfaturi. Și l-am ajutat pe omul ăsta cu o piesă și cu un refren, am intrat pe un refren pentru că mi s-a părut că sunt cel mai potrivit, am încercat să-l ajut cu interpretarea unui refren, a interpretat și refrenul, nu i-a ieșit la fel de bine ca și mine exact și i-am zis că bă, hai să dau eu refrenul ăsta, poate îi faci și un videoclip și poate o să te ajute puțin. Și a fost foarte bucuros și cântat de faptul că am intrat pe piesă. So, da, de asta am făcut piesa asta cu el, pentru că, bă, broșilor, noi am făcut piesă și cu oameni foarte mari din industria muzicală românească. Oameni pe care îi apreciam de când eram mic, am făcut piesă cu Cabron, am piesă cu Nane, am piesă cu Kid, am piesă cu Super Ed, am piesă cu Shift, piese cu cine mai am, cu fel și fel de artiști. Unii dintre ei fiind artiști cu care am crescut, frate, artiști precum Cabron, artiști precum Nane. Și ce vreau să spun prin chestia asta este faptul că am avut piese și probabil o să mai am și sper să mai am și cu artiști mari, dar asta nu înseamnă că trebuie să faci feat-uri numai cu artiști mari, pentru că se numește egoism. Oamenii care fac feat-uri numai cu artiști mari pentru că și lasă deoparte pe aia mici care sunt talentați și care au o zeamă și care au un potențial, sunt oameni egoiști. Nu poți să faci totul numai pentru tine. Și eu cred foarte mult în univers și în ceea ce se întâmplă și am învățat că tot ceea ce dai, vibe-urile astea bune și tot ceea ce dai din suflet se va întoarce într-un fel sau altul. Și de asta l-am ajutat pe puștanul ăsta pe Osiris The Kid. Știu că nu e cel mai perfect om la versuri, știu că nu e cel mai perfect om la flow, știu că nu e cel mai bun artist, dar are doar 13 ani și face o treabă minunată și mi se pare că e minunat. Dacă încă n-ați ascultat piesa, o să las un link în descriere să mergeți, să vă ascultați piesa și să lăsați un comentariu acolo să-l susțineți și voi asta doar dacă vreți să-l susțineți, nu vreau să împing pe nimeni la el pe clip sau whatever, dar mie mi s-a părut un om care merită ajutat și cam asta e toată treaba. Dacă vă întrebați de ce am făcut un feat cu Osiris The Kid, nu mi-am dat bani,
nu mi-a dat nimic. Mi-a făcut mare plăcere să colaborez cu el și punct. So, bă, cam asta e toată nebunia despre ce am vrut să vorbesc astăzi. Nu știu care e treaba cu smiley face-ul, însă dacă aflați, nu uitați să-mi dați un DM pe Instagram la Bacovia. Ce să zic, până data viitoare abonați-vă la canal pentru că urmează să scot încă câteva episoade din istoria criminală și urmează vichesturi și mai nou. Am programat niște cereale cu lapte cu niște oameni super și abia aștept să-i vedeți și voi, așa că până data viitoare, mua, vă pup și nu uitați să vă beți cafeaua. Sau apa minerală. Sunt zile în care simt că nu mai pot să o duc, însă mă trezesc și lup. Știu că au fost momente în care m-am pierdut, dar fac parte din drum.